Mai caldă, frate,
Sărbătoarea sufletului nostru, că asta vrem să vă oferim în această seară, hrană sufletească. Pe de o parte, poezia scrisă după gratii, în închisorile comuniste, poezie scrisă în profundă suferință și mare dragoste de Dumnezeu, și pe de altă parte, aceste minunate pricesne care ne vorbesc despre patimile lui Iisus Hristos, pentru că este în această perioadă este foarte important să retrăim măcar cele mai importante momente de pătimire ale vieții lui Iisus Hristos. Pentru că, după cum știm cu toții, nu există înviere fără crucificare. Părintele Arsenie Boca ne spunea în lucrarea sa de căpătâi, Cărarea Împărăției, că noi oamenii, fără nicio deosebire, suntem în același timp fiii oamenilor și fiii lui Dumnezeu. Și noi recunoaștem acest lucru ori de câte ori spunem Tatăl nostru. Adică, după trup suntem făpturi pământești, iar după Duh suntem ființe cerești. De la Dumnezeu venim, petrecem o vreme aici pe pământ, în corturile noastre lumești și iarăși
la Dumnezeu ne întoarcem. Ferice de cel care se întoarce și ajunge acasă, spune Părintele Arsenie Boca. Aceasta e cărarea. Unii însă nu se mai întorc. Mă întristează acest unii însă nu se mai întorc. Haideți, pentru că suntem în această perioadă de pregătire, să dăm toată atenția ce se cuvine acestui moment, ca să primim cea mai dragă sărbătoare a sufletului nostru, învierea Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum se cuvine. Să putem spune fericiți, Hristos a înviat, adevărat a înviat, pentru că este și învierea noastră. Iisus spune, dacă eu am putut, și voi puteți. Și ar trebui, pentru că suntem creștini și să ne simțim creștini cu adevărat, să suntem privilegiați. Într-adevăr, suntem privilegiați, pentru că în închisorile comuniste nu am timp să vă povestesc acum cum se făcea Sfânta Liturghie, cum reușeau să ajungă la Sfânta Împărtășanie și să iasă, în ce condiții îngrozitoare și ce riscuri fantastice aveau strămoșii noștri, părinții noștri, frații noștri. Ori noi suntem privilegiați că putem duminică de duminică să mergem la Sfânta Împărtășanie, la Sfânta Liturghie. Putem să mergem la, să ne spovedim, adică să schimbăm cămașa murdară plină de păcate cu cămașa curată. Și așa primeniți, putem să luăm Sfânta Împărtășanie, adică trupul și sângele lui Iisus Hristos, să fim în comuniune cu El. În sensul ăsta, m-am gândit la două poezii scrise de Traian Dors. Dors, știu că-l iubiți foarte mult, este poetul Mântuirii. Una dintre ele o să o spun mai târziu. Și acum o să vă spun poezia Rămâi cu noi, Iisus, căci este seară. Rămâi cu noi, Iisus, căci este seară. S-a întunecat al vieții noastre cer, durerea adânci acum ne așteaptă iară. Rămâi cu noi, Iisus, căci este seară. E seara când nădejdea alese pierd. Rămâi cu noi, tărie minunată, în seara încercărilor de acum. Suntem prea slabi să nu cădem vreodată. Rămâi cu noi, tărie minunată, rămâi cu noi. Oprește-te din drum. Rămâi cu noi, adâncă mângâiere, căci seara urii peste noi s-a pus. Să nu cârtim când trecem prin durere. Rămâi cu noi, adâncă mângâiere, răbdare sfântă să ne dai, Iisus. Rămâi cu noi, iubire în veci nestinsă, în jur, când fără de legi se înmulțesc. Tu ne păstrează dragostea aprinsă. Rămâi cu noi, iubire în veci nestinsă. Prin tine al noastre inimi se sfințesc. Rămâi cu noi, lumina veșniciei, căci seara plânsului ne-a copleșit. Rămâne dimineața bucuriei, rămâi cu noi, lumina veșniciei, când trecem prin pustiul nedorit. Rămâi cu noi, eternă sărbătoare, căci Tu ne ești al vieții noastre rai. În noaptea întunecoasă ne ești soare. Rămâi cu noi,
eternă sărbătoare, odihna mântuirii să ne dai. Nu mai tu,
Ești tu prea bunul meu, Iisus. Mă izbăvește, Tată. Ești tu prea bunul meu, Iisus. Mă izbăvește, dar astăzi nu te-am.